Vara e perioada renovărilor. Este motoul primăriei capitalei care și-a propus să facă scoarurile din oraș de nerecunoscut și prietenoase localnicilor. Ultimele două proiecte de reconstrucție lansate recent sunt scoarurile din sectorul Râșcani și cartierul Telecentru, unde lucrul merge de zor. Astfel arată acum scoarul de pe strada Ducuceaev. Parcul este renovat pentru prima dată, spun localnicii din zonă care salută inițiativa primarului Ion Ceban. Cum se stăia nebălaia pe teritoria? Depușenă. Bravo că s-a apucat de lucru. Aici va fi reabilitat sistemul de iluminat stradal, vor fi instalate bănci și vor fi reconstruite bordurile. De asemenea, în apropiere va fi amenajată o parcare pentru 30 de locuri. Costul total al lucrărilor este de 2.300.000 de lei. O noutate în acest scoar va fi faptul că va fi instalată irigarea automată și totodată vor fi instalate și camere de luat vederi pe perimetru. Intrarea în spitalul, în policlinica numărul 7, scările, să fie reabilitate din nou, toate absolut. Totodată și va fi instalată și o pantă pentru persoanele cu nevoi speciale. Un alt proiect lansat chiar astăzi este reabilitarea parcului din strada Miron Costin din sectorul Râșcani, cunoscut drept Parcul Afganezilor. Acest loc de odihnă este foarte popular printre locuitorii din regiune. Очень нравится. Тут все ходят, все очень много детей. Если бы еще фонтаны бы работали, это было бы очень хорошо. Вы увидели вообще? Конечно, там абсолютно все надо менять, потому что, во-первых, там плитка, она как бы в таком плачевном состоянии, в принципе, вода. Что самое интересное, что там дети купаются, и это как бы, ну, такое. Reparația havuzului face parte din proiect. Tot aici va fi modernizat iluminatul stradal și va fi înlocuit pavajul. Următorul scoar care va intra în reparație este cel de pe strada Academiei.